Perfect. Mihaela, ia acum te rog frumos ochelarii tăi și consideră că sunt partea din mintea ta conștientă și las-o deoparte pe timpul acestei sesiuni. Ok. Foarte bine. Mona, același lucru. Ia partea din mintea ta conștientă și las-o deoparte pe timpul acestei sesiuni. Perfect. Îmi dați voie să vă hipnotizez? Da. Bun. Acum, vă pregătiți să luați parte la o experiență interactivă. De aceea, o să vă rog să vă folosiți imaginația în orice mod posibil credeți de cuvință pentru a obține rezultatele pe care le doriți. Iar acum, cu ochii închiși, și într-o poziție relaxantă, pentru un moment, imaginați-vă că absolut toți mușchii din corpul vostru se relaxează. Iar acum, inspirați adânc. Foarte bine. Acum, expirați foarte lent. Iarăși, inspirați adânc, după care, expirați foarte lent. Și de fiecare dată când respirați de acum înainte, imaginați-vă cum respirația voastră curge prin pieptul vostru și răspândește relaxarea în tot corpul vostru. Simțiți această relaxare acum când vă vorbesc. Relaxați-vă toți mușchii de pe fața voastră pentru un moment. Relaxați-ți scalpul, fruntea, sprâncenele și plapele. Iar acum obrajii, nasul, gura și mai ales mușchii din jurul gurii și al buzelor. Fiți sigure că dinții voștri nu sunt încleștați. Relaxați-vă. Relaxați-vă bărbia și maxilarele și destindeți toți mușchii feței voastre. Iar acum gâtul vostru se relaxează. Partea din fața gâtului vostru, partea din spatele gâtului vostru. Iar acum, drept în jos spre umerii voștri, simțiți această relaxare cum vă pătrunde în umerii voștri și relaxează în totalitate. Eliberați-vă de orice tensiune care ar exista în umerii voștri și vă simțiți bine făcând asta. Lăsați brațele voastre acum să relaxeze, începând de sus, apoi coatele, antebrațele. Relaxați încheieturile, palmele, chiar și degetele voastre se relaxează. Imaginați-vă că brațele voastre au devenit foarte grele. Sunt moi și neputincioase, grele, moi, neputincioase, ca o cârpă udă pe care o lăsați în scaun. Foarte bine. Permiteți acum să respirați relaxat și observați cât de profundă și de regulată a devenit relaxarea voastră și respirația voastră. Simțiți respirațiile voastre, simțiți ritmul respirațiilor voastre, observați cum se contracte și cum se distinde diafragma voastră. Lăsați mușchii să relaxeze complet până în stomac. Simțiți mușchii stomacului cum se relaxează. Eliberați-vă de orice tensiune care ar putea fi în stomacul vostru. Permiteți acum mușchilor spatelui vostru să se relaxeze, acei mușchi mari de pe omoplații voștri, iar în jos, pe coloana vertebrală, până în partea de jos a spatelui vostru, destindeți-vă complet și lăsați și acei mușchi mici din jurul spatelui vostru să se relaxeze și șoldurile voastre se relaxează și în special picioarele voastre și coapsele și genunchii și gambele și gleznele și labele picioarelor voastre, inclusiv degetele de la picioarele voastre. Lăsați toți acești mușchi să se relaxeze complet pe măsură ce intrați într-o transă profundă și relaxantă. Vă destindeți, vă lăsați mintea și corpul să devină o singură unitate și vă simțiți bine, vă simțiți foarte bine acum. Ceea ce este important este să știți
și să rețineți că toate trăirile prin care treceți reprezintă și indică dorința și disponibilitatea voastră de a intra în hipnoză. Intrarea în transă hipnotică este treptată, iar într-un moment eu voi începe să număr de la 1 la 20 și cu fiecare număr pe care îl rostesc, lăsați-vă să intrați în hipnoză în ritmul vostru propriu. Dar înainte de a începe, imaginați-vă un nor special care vă învăluie și are forma unui scaun. Și acest scaun are brațe. Este un nor foarte cald și confortabil. Este norul vostru personal. Observați cum vă învăluie corpul. Acum el vă va purta într-un loc foarte, foarte frumos. Un loc special din viața voastră, un loc foarte confortabil, un loc unde sunteți fericite, un loc unde vă simțiți împreună, un loc unde arătați bine. Deci, permiteți acestui nor special acum să vă înfășoare corpul și să vă ducă în locul vostru special, unde sunteți fericite, relaxate și foarte calme. Acum, permiteți-vă să fiți în acel loc pentru un moment. Pe măsură ce eu încep să număr, iar voi intrați mai adânc și mai adânc în hipnoză. 1. Mai adânc, din ce în ce mai adânc. 2. Din ce în ce mai profund, mai adânc. 3. 4. Obosite și somnoroase. 5. 6. Lăsați-vă să vă cufundați. 7. 8. Din ce în ce mai profund. 9. 10. Vă simțiți obosite, vă relaxați. 11. 12. Până la cel mai profund nivel acum. 13. 14. Mai adânc, mai profund. 15. 16. Vă relaxați acum. 17. 18. Mai adânc, mai profund. 19. Și în cele din urmă, 20. Hipnoză profundă, profundă, profundă. Cum te simți, Mona? Mona, cum te simți? Foarte bine. Mihaela, tu cum te simți? Poftim? Bine. Super. Iar acum vom merge în alte trei nivele mult mai profunde. Aceste nivele le voi numi nivelul A, nivelul B, nivelul C. Iar eu o să încep să număr de la 1 la 3 și nu înainte de 3 veți coborâ spre nivelul următor și oricât de
fi să pronunțați litera acelui nivel, mi-o veți spune. Iar acum o să încep să număr. 1, 2, 3. Foarte bine. Excelent. Sunteți de 10 ori mai relaxate. Simțiți cum o lumină aurie vă pătrunde în corpul vostru, intră prin creștetul capului și se duce spre degetele de a picioare. Simțiți această lumină caldă, aurie, care vă învăluie tot corpul și vă relaxează fiecare celulă, fibră și mușchi din corpul vostru. Iar acum o să număr de la 1 la 3 și înainte de 3 veți coborî în următorul nivel de profunzime. Când ajungeți acolo, îmi veți spune litera acelui nivel. 1, 2, 3. Foarte bine. Sunteți de încă 10 ori mai relaxate. Iar acum, o mantie aurie din energie aurie vă înconjoară corpurile. Simțiți această mantie ca o mângâiere care vă relaxează. Vă relaxează foarte mult. Iar acum, pentru ultima dată, o să număr de la 1 la 3, iar la 3 veți coborî în cel mai profund nivel al vostru. Acolo este o cameră de siguranță, este camera voastră de siguranță, unde nimeni nu vă poate face absolut nimic. Când ajungeți acolo, îmi spuneți litera acelui nivel. 1, 2, 3. Foarte bine. Cum te simți, Mona? Încărcat, un ca o energie. Poftim? Am o energie lângă mine. Perfect. A cui este acea energie? Cui aparține? Aer. Foarte bine. Mihaela, tu cum ești? Eu fericită. Bun. Spune-mi, te rog, Mona, cum vezi corpul energetic al Mihaelei? Alvin Cobri. Perfect. Bun. Deschide-te, rog frumos, un portal în fața ei. Iar eu o să număr acum de la 1 la 3, iar la 3 toate energiile negative care sunt cu Mihaela, în Mihaela și pe lângă Mihaela, vor fi absorbite de acel portal. 1, 2, 3. Să-mi spui ce se întâmplă.
iese. Yes. Din spate niște cozi negre. Da. Este grea. Ies din ea niște energii galbe, gri prin fața ei. Da. Intră în forța. Fui. Are intitățile. Ok. Mihaela, tu cum te simți? Atrasă de o lumină galbenă. Ok. Perfect. Transmite, te rog frumos, tuturor entităților care sunt cu tine sau pe lângă tine să se deconecteze total de corpul tău fizic și energetic și să iau o formă în fața ta. Mona, ce se întâmplă? Vreau să o țin acolo în cameră. Cine? Eu pe Mihaela. E grea. Acea cameră este camera voastră de siguranță. Nimic nu vi se poate întâmpla rău acolo. Transmiteți acelor entități să se deconecteze complet de corpul fizic și energetic al Mihaelei și să ia o formă în fața voastră. S-a desprins. Este o entitate cu coarne. Oh! Mare. Super! Cum se numește? Cutunes? Da. Perfect. Mihaela, tu cum îl vizualizezi? Cum îl percepi? Foarte mare. Și stă în fața acei identități de lumină galbenă care ar vrea să o acopere, să nu mai văd eu. Ok. Are blăniță? Ceva coarne și foarte mare. Perfect. Bun. Mona, îmi dai voie să vorbesc cu această entitate? Da. Cutunes, mă auzi? Ești un prost. Mulțumesc frumos. Dar de ce sunt prost totuși? Nu-mi place. Și? Cu ce te-aș putea ajuta? Vreau să te iau mine. Perfect. Ce te reține să nu mai iei? Vino. Magiți, măiriți. Unde să vin? Vino aici. Ok, nicio problemă. Lasă-mă puțin cu Mona. Mona. Da. Cheamă-mă și pe mine acolo. Da. Ok. Mă las să vorbesc iarăși cu Tunes? Da. Ce se întâmplă? Ce ai?
Ești mare. Ai niște coarne mai mari ca eu. Am coarne? Da. Unde am coarne? Le ai spre stânga și spre dreapta. Ce este? Sunt prea mulți aici. Care prea mulți? Aș dori să Ridică-ți vibrațiile până la punctul care este ok pentru tine. Mihaela, tu să faci la fel. Ești ok acum? Mihaela, tu ești ok? Da. Perfect. Ona, ce culoare am? Gri maro. Întreabă-mă de cât timp mi-au crescut coarnele? Sunt coarnele tale. Cum le vrei? Adică sunt bou? Nu. Bun. Ok, mă las să vorbesc cu Tunes. Da. Cu Tunes, mă auzi? Da. Deci, prietenul meu drag, unde vrei să mergem? În iad. Ok. Vrei să-mi prezint și eu acolo? Nu. Păi și atunci? Vreau să ne luptăm cu propriile noastre forțe, fără ajutor. Dacă crezi că mă ajută cineva? Cine? Prietenii tăi de sus. Care prieten? Arhanghelii care te privesc acum și ne privesc. Bun. Lasă-mă puțin cu Mona. Mona? Transmite, te rog, să măresc nivelul vibrației până la 100 de intensități infinite. Da. Ok. Ești imens față de Perfect. cutunus. Bun. Mihaela, transmite acestei entități că din acest moment orice pact, contract sau înțelegere ai avut cu ea, tu le rupi. Drept urmare, trebuie să-și deschidă un portal intradimensional și să plece unde vrea el, să nu se mai întoarcă niciodată la tine. Și să-mi spui ce face. Ona, să urmărești și tu scena. A deschis portarul, Da. dar nu vrea să plece. De ce? Ar mai avea ceva cu tine de vorbit. Ce anume? Întreabă-l. Mă las să vorbesc pe? Da. Cu Tunes, mă auzi? Ce vrei să-mi transmiți? Ce vrei să vorbești cu mine? Noi doi o să ne mai întâlnim. Ok. O iau ca pe o promisiune, da? Ia-o cum vrei. Exact ca pe o promisiune. Vreți să nu o uiți, da? Acum plec. Ok, perfect, super. Lasă-mă cu Mihaela. Mihaela? Da, dragoș.
Să-mi spui după ce pleacă. Mona, tu să-mi confirm după aceea, te rog. Ok. A plecat? Da. Super. Mona? Momentul în care Mihaela rupea contractele cu această entitate, începuse parcă să ardă un pic la exteriorul lui. Ceea ce am simțit eu între tine și el este că voi v-ați mai întâlnit. Aveți lucruri nerezolvate. Din alte, nu din alte vieți, de undeva de sus, din astral. A mai supărat pe unul. Rău, tare chiar. E o luptă între voi și a fost de mileniu sunt între voi doi. Bun. La un moment dat, ești ca și cum dorea să dezerteze. Și exact când a spus Mihaela că și-a deschis un portal, dar se gândea dacă să plece sau să nu plece. A întors spatele și a plecat. Și Bun. într-adevăr, vrea să vă întâlniți, să rezolvați așa treaba până la capăt. Dacă avem timp la sfârșitul sesiunii, ne întâlnim. Bun. Vă veți întâlni, nu acum. Mihaela, care este primul număr care îți vine în cap când te întreb care este nivelul vibrațiilor tale? Noua. Și după nouă vine 2, 3, 7, 6. 9, 2, 3, 7, 6. Da. Perfect. Bună. 274 de mii și eu. Ok. Acum o să număr de la 1 la 3, iar la 3 amândouă vă veți ridica vibrațiile până la 900 de miliarde. 1, 2, 3. Cum te simți, Mona? Mă purific. Perfect. Cum te simți, Mihaela? Mă simt trasă de Mona sus. Perfect. Iai. Mulțumesc. Bun. Mona, cheamă-l, te rog frumos, pe Mihail să vină. Da, a venit. Atinge-l, citește informația ADN și fii sigură că este el. Da. Roagă-l acum să-l cheme și pe Rafael. Da. El este? Da. Bun. Spune-i, te rog, lui Rafael să o analizeze pe Mihaela de sus până jos și să ne spună dacă sunt anumite probleme în corpul ei energetic și fizic. Are în corpul ei energetică, înfipt ca un cui cu energie, exact în mijlocul corpului său. Aici este și instabilitatea ei energetică, emoțională. De cât timp are acel cui infect în ea? A venit 4 luni. Roagă-l pe Rafael să facă absolut tot ceea ce trebuie pentru a scoate acea energie.
O scoate, dar se înfinge la loc. Este o energie de-a Mihaelei. Ok, atunci să o transforme. Are o frică, Mihaela, de care ca un blocaj a ei. Perfect. Mihaela, uită-te, te rog, la corpul tău energetic și spune-mi unde e situat acest blocaj, această frică. În plexul solar. Perfect. Bagă mâinile tale energetice, scoate-o afară și aruncă-o spre Univers. Nu vrea să se desprindă. Este voința ta. Dacă tu vrei cu adevărat, poți să faci orice ai dorești. Ai nevoie de ajutor? Da, că s-a divizat în două. Ok, Mona, ajută-te, te rog. Sunt în partea stângă, spate a Mihaelei. Într-adevăr, s-a divizat în două, parcă ar avea un arc și tot intră, trage de ea și tot intră în corp. Da. Am prins și eu, alături de mâinile ei energetice, amândouă de acel cui și o liniștesc. Trebuie să se relaxeze. Da. Și iese singur. E ca o naștere. Super. Ușor. Și sigur. Scoate mult rău de acolo. Deja se vede odată cu acel juni, cui scoate și altceva din corpul său. Da. Un rău scoate o energie sub o anumită formă. Nici Mihaela nu-i bine să creadă ce vede. Da, ies. Mihaela, cum te simți? Cu o gaură goală. Perfect. Mona, roagă-l pe Rafael să o energizeze suficient de mult, astfel încât fluxul de energie să coboare prin creier și coloană în tot corpul ei fizic și energetic. Mai întâi de toate, Rafael face o curățire finală în dreptul plexului solar, în acea gaură energetică. Regenerează celulele, le construiește, efectiv le construiește în acea zonă corpul energetic. Și apoi ușor o energizează, dar ușor toate se întâmplă foarte lent. Are nevoie de această stare să nu fie grăbită și să înțeleagă Mihaela fiecare regenerare a celulelor, de parcă aș vrea să-și cunoască toate celulele din ea, să-și readucă aminte de ea. Da. Să se reîntregească, să fie împlinită. Plânge acum. Da. Este o regăsire aici. Perfect. Când termină de energizat și absolut tot ceea ce trebuie să facă, să-mi spui, te rog. Se cicatrizează răni vechi în corpul ei, rând din tinerețea ei. Da.
O copleșești. Super. Mulțumesc, Rafael. Orc. Bun. Ana. Mulțumesc. Da. Acum roagă-l, te rog frumos, pe Mihail să vă ia pe amândouă și să vă arate ceva frumos. Oh, Doamne. Am văzut-o și o văd pe Mihaela. Parcă a ieșit dintr-un cocon. Ha. E pură, e ușoară acum. Da. Am prins-o de mână. Ok. Este un alai de îngeri în fața lui Mihail. Mulțumesc la toți. Unde mergeți? Suntem duși după doar alaiul de îngeri luminoși în față. Urmează o stea. Este o planetă, într-adevăr. Ok. Ce este acea stea, planetă? Sunt niște energii puternice pe ea. Simt că ea aparține Mihaelului. Ok. Ce poate să ne spună Mihail despre acea planetă? Văd multe, multe spirite cum ies din acel loc. Da. Parcă spirite copii. Ok. Ce sunt acele spirite? Arată sublim. Poftim? Foarte frumos. Arată sublim. Ce este acel loc? Este plin de lumină. Este liniște. Este o liniște care te cuprinde tot corpul. Sub ce nume este cunoscut acel loc? Milau, bine. Da. Mergeți acolo, în acel loc, și descrieți-l. Cum este? Ce vedeți? Ce percepeți? O simetrie, sunt spirite care formează figuri matematice, geometrice. Da. Spiritele au o anumită formă. Nu pot să vă descriu. E ceva ce nu. Nu aș putea să descriu frumusețea. Ok, Mihaela, tu cum percepi? Mi-e și frică să calc. Deci e numai lumină și așa de frumos. Wow, și așa de bine mă simt. E sublim, deci nu pot să descriu cât este de frumos.
sunt înconjurată numai de lumină. Sunt forme geometrice care mă înconjoară și e numai lumină în jurul meu. E sublim. E o lumină Mulțumesc. Mulțumesc pentru tot. albă, o lumină gălbuie, Galbuie, albă. galbuie. Da, are dreptate, Walter. Caldă, caldă. Caldă. Da. Simt vibrația acelor entități, o blândețe. Calm, liniște, parcă nimic nu te grăbește. Mona încearcă să-mi dea drumul la mână și parcă plutesc. Iar mă prinde, iar îmi dă drumul. Zici că sunt un norișor așa care plutește pe acele forme strălucitoare. Minunat. Bun. Minunat. Mai vreți să stați în acel loc? Un pic. Ok. Vă las să savurați acele momente. Dacă vreți să completați cu informații suplimentare, este ok. Sunt vârtejuri de energie foarte, ca niște vălătuce. Mari, galbene, transparente, ușor. Auziți o chestie. Luați puțină energie de aceea, din acel loc și gustați-o. Mie mi-a venit precum cotonul, bumbacul. Mi-e precum smeura. Da. Dus în acele vârtejuri largi de energie, sunt peste tot. Parcă acea planetă este formată din acea energie, parcă materie este foarte, foarte puțin. Plutești pur și simplu. Te mai gândești la nimic, nu există gânduri acolo. Da. Există doar acest moment. Este o pepinieră de spirit, de suflet. Simt parcă aș fi un embrion, parcă mă transform într-un embrion. Da. Parcă e liniștea aia din burtica mamei. Îți Bun. mulțumesc, Mona. Bun. Spuneți acum lui Mihail să vă ducă și pe Pleiade. Am ieșit din acele vălătuce. Da. Ce este? E transformarea de la embrion, de la acea energie deodată la energia mea actuală. Ok. Plecăm, dragul Mihai. Da, când ajungeți. Că ne ducem spre o lumină, o planetă luminoasă.
Ok, când ajungeți acolo să-mi spuneți. Trecem prin niște firme. Am ajuns. Ok. Este o planetă de vibrație înaltă. Și aici este liniște. De Cum? parcă n-ar fi nici în zona așa liniște. Perfect. Mergeți până întâlniți prima viață inteligentă. Îi văd deja. Super. Cum arată? Am întâlnit o gărgăriță. Poftim? Eu îi percep ca niște ființe umanoide, cu un păr lung, blond, lung, lung, până la genunchi aproape. Da. Hainele de pe ei parcă sunt de catifea, un albastru marin, dar foarte deschis. Văd plante în jurul lor, flori foarte multe. Sunt simpatici. Da, aproape umanoizi, da. Ce flori sunt? Mici, galben, scoalb. Ce parfum emană acele flori? Îmi dă senzația de vanilie, parcă ușor vanilat. Mihaela? E la fel, aceea senzație am avut-o și eu. Bun. Mergeți la un locuitor de acolo și rugați-l să vă ducă într-o livadă de pom fructiferi. M-a dus la un copac, parcă e protejat de o sferă de sticlă. Spune că este o raritate, ceva nou. E ceva? Arată ciudat. Ce culoare are, au fructele? Sunt deschise la culoare, ceva piersică, vișiniu, așa, și sunt lipite direct de trunchi, cel puțin așa îl percep. Întreabă. Având în vedere că este atât de rar, vă lasă să gustați acele fructe? Mie mi-a spus că trebuie să o lăsăm să ajungă la maturitate, ca să fie un fel analizate, nu știu cum să zic. Ok. Atunci. Știu nici ei multe lucruri despre acest. Perfect. Atunci să vă ducă la un pom Ne fruct. spune că o să mai venim și atunci o să gustăm. Ok. Dar dacă tot sunteți acolo, să vă ducă la un pom fructifer din care puteți gusta fructul respectiv. Sunt ciuperci. Poftim? Unii parcă sunt ciuperci, arată exact precum ciupercile. Da. Da, mari. Mari, mari, da. Eu văd, sunt foarte mulți copaci în jurul nostru, foarte multă verdeață. Văd un copac tot așa, sunt format ciuperci, dar mare. Parcă ar avea niște meri. Eu le zic că sunt mere, dar nu știu ce sunt, oricum. În Ok. mintea mea e un amestec de fructe. Bun. Întreabă dacă puteți gusta din aia. Mihaela e în altă parte, e lângă mine, de pe la alt copac.
Ok. Mi s-a dat un fruct din acel copac înalt, foroane, ciuperci. E combinație între măr, piersică, prună. Cam așa arată Ok. fructul respectiv. Gustați. Are Ia, două crește. gusturi. Da, e acrișor. Are două gusturi. Acrișor și dur, așa. Da. Are o zeamă. E zemos într-un fel, cu toate că e dur. Ok. Mihaela, tu cum îl percepi? Acrișor. Are o culoare spre roșiatic. Da. Ți se face așa un pic de gura pungă, așa ca și când acreala aia rămâne pe cerul gurii, dar în schimb îți dă o plăcere de seamă în gură, Sau zeamă, de un da. fruct, da, de un fruct plăcut până la sfârșit, dacă îl mănânci. Bun. Și eu, sunt copii aceia mici, plec de lângă Mona să mă uit în toate părțile și Mona iar mă trage de mână. Iar plec să mai văd câte ceva. Și Mona mă ține de mână să-mi arate și să deci e ceva. Mulțumesc din suflet. Ok. Wow! Am văzut un copac mic. Seamănă precum lămâiul, Da. dar n-are nicio treabă cu lămâiul. Acel copac mic are fructe. Da, galbene. Corcodușe. Noi chiar seamănă precum lămâile, dar n-are nicio treabă cu lămâile. Ok. Întrebați dacă puteți să gustați și acel fruct. Și mi-e vine Nu ca un vreau. fruct de cactus. Nu vreau. Ok. Bun. Mulțumiți-le pentru ospitalitatea lor. Și ei ne mulțumesc, și el ne mulțumesc. Ok, iar acum rugați-l pe Mihail să vă aducă înapoi și eventual, dacă Mihail are vibrațiile necesare, să faceți un ocol prin soare. Să mi le mai ridic un pic. Mona, ajută-te, rog frumos. În braț. Și mâna mea streaptă, i-am dat energie. Suntem aproape de soare. Suntem lângă soare. Mihaela, să-mi spui dacă te simți bine. Da. Ok. Am băgat-o pe Mihaela în soare. Da. Cum te simți, Mihaela? Ce cald și ce bine și ce... Ce cald este!
Mona, tu ești ok? Savurez. Eu iau liniștea din și caldul. Acum spuneți lui Mihail să vă aducă înapoi pe pământ. Poftim? Fix să iau și pe Mihail. Nu opune rezistență. Merge. Da. Veni. Mulțumesc. E un tobogan argentin pe care cobor. E o cale sigură. Când ați ajuns, îmi spuneți? Am apropiat. Deja simt vibrația. E un pic mai dură, mai cade rocă. Da. Gata, ați ajuns? Perfect. Mona, te doare ceva? Ești ok? Super. Mihaela, tu? Te doare ceva? Ești ok? Sunt super ok. Perfect. Bun. Iar acum o să număr de la 1 la 5. Iar la 5 veți reveni înapoi în corpurile voastre și în mințile voastre, în timpul prezent de unde vorbesc eu. Reveniți în corpurile voastre aducând cu voi toate lucrurile bune din această terapie și toate realizările. Unu. Doi. Trei. Patru. V-ați reincorporat complet, sunteți libere, sunteți ușoare, simțiți cum vibrațiile voastre se întorc înapoi în voi, simțiți această forță care se aprinde în voi și vă energizează tot organismul, celulă după celulă, fibră după fibră, mușchi după mușchi. 5. Deschideți ochii.